Poșta Română devine de sâmbătă partener în dezvoltarea sistemului de alertă Butonul Roșu, un serviciu destinat persoanelor singure, vârstnice, cu risc medical sau aflate în localități rurale sau izolate din România. Conform ProTV.ro, prin folosirea unei brățări, abonații Butonul Roșu pot primi asistență personalizată sau ajutor dedicat în situații de urgență medicală și securitate personală. Dezvoltatorii platformei dedicate care pun la dispoziție Butonul Roșu Teleasistență Group au inițiat colaborarea cu Poșta Română, întrucât compania dispune atât de resursă umană extinsă pe tot teritoriul țării, cât și de o rețea teritorială vastă care poate răspunde nevoilor de extindere la nivel național a serviciilor de asistență Butonul Roșu. Astfel de servicii de asistență personală, ajutor de urgență, sănătate și suport viață independentă sunt livrate în comunitate și de alte companii poștale, cele mai avansate fiind cele livrate de Poșta franceză, precizează Poșta Română. În baza parteneriatelor pe care persoanele juridice le vor încheia cu Poșta Română, factorii poștali se vor deplasa la domiciliile beneficiarilor, îi vor înrola în baza de date împreună cu istoricul medical și factorii de risc, îi vor instrui și le vor da în folosire brățara împreună cu un telefon asociat acesteia, care va asigura monitorizarea și asistența la distanță. La o simplă apăsare pe butonul SOS, dispozitivul mobil este localizat GPS. Beneficiarul este identificat, dispeceratul medical de urgență primește accesul la datele medicale ale pacienților care sunt actualizate permanent și se declanșează protocolul de urgență personalizat, precum și informarea familiei, iar în cazul urgențelor majore apelează 112. În funcție de complexitatea și gravitatea situației semnalate, dispecerul va iniția un protocol personalizat ce va indica acțiunile ce trebuie întreprinse. Beneficiarul este monitorizat permanent până la eliminarea pericolelor sau externare și primește suport pentru revenirea în activitate. Serviciul Butonul Roșu a fost implementat în 2015 în București de către Crucea Alb-Galbenă România pentru 300 de vârstnici. Un an mai târziu a fost extins și în alte localități pentru 400 de beneficiari. În 2018, Telecom România a oferit suportul tehnic și soluțiile de conectivitate pentru Direcția de Asistență Socială Brașov, care a inclus serviciul Butonul Roșu în coordonarea și gestionarea resurselor de îngrijire a comunității pentru primii 100 de vârstnici aflați în evidența instituției, iar la începutul pandemiei, 1500 de vârstnici și bolnavi cronici din Brașov erau monitorizați permanent prin aceste servicii. Conform comunicatului transmis de Poșta Română, relatează ProTV.ro.